Pe punctul de a candida pe listele PNL la parlamentare după 10 ani la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis și-a dorit inițial să devină secretar general al NATO. Și-a anunțat candidatura, dar s-a retras în ultima clipă după ce a constatat lipsa de susținere din cadrul alianței. A sperat ulterior la șefia Consiliului European, apoi la calitatea de reprezentant special al Uniunii Europene pentru Ucraina sau pentru o funcție înaltă în noua Comisie Europeană. Niciunul dintre obiectivele vehiculate în lumea politică nu s-a materializat. Șeful statului ar putea să intre însă în Parlamentul Național, dar acest traseu depinde de PSD pentru formalizarea în legislativ a dreptului de a candida ca independent pe listele PNL. O să stau de vorbă cu colegii mei și o să-mi spun foarte clar punctul de vedere în cadrul partidului și a grupurilor parlamentare. În principiu, este corect ca orice om să poată candida. Nu trebuie cineva să obțineze un drept constituțional. Cel mai important este să respectăm Constituția. Toți parlamentarii PSD, în general, sunt disciplinați și respectă linia pe care o decidem împreună luni, cred că la 11 ședințe. El e mai indisciplinat. În interiorul PNL însă, mulți lideri liberali se tem că intrarea în viitorul Parlament face parte dintr-un plan mai amplu al actualului șef de stat, care nu s-ar mulțumi doar să conducă viitorul Senat, ci ar dori preluarea controlului partidului care l-a susținut în cursa prezidențială, fie cu ajutorul lui Nicolae Ciucă, propulsat la Cotroceni, fie profitând de eșecul acestuia de intrare în turul 2 al prezidențialelor, susțin surse din PNL. Un scenariu care nu este deloc exclus nici de către analiști. Sigur, domnul președinte Iohannis, în măsura în care va deveni senator, va aspira la a doua poziție în stat, la cea de președinte al Senatului, dar asta depinde de rezultatul partidului. Probabil că ar putea să obțină această candidatură și dacă revine în politica de partid, este de așteptat să preia și conducerea partidului. Mai ales că partidul pare destul de dezbinat, nu-și găsește echilibru și nu-și găsește cadența. Alți analiști consideră însă că reorientarea lui Iohannis către politica internă nu e cea mai bună alternativă. Poștii președinți, prim-ministri, politicieni de rang înalt cu proeminență internațională, nu toți foștii președinți, nu toți foștii prim-ministri, sunt pe un fel de liste de personalități politice internaționale visate, disponibile pentru diverse misiuni în anumite momente și cred că pe domnul Iohannis îl putem imagina într-un asemenea rol în viitor. Termenul limită de depunere a listelor cu candidații pentru parlamentare este 17 octombrie, iar legea care ar trebui să permită candidatura lui Iohannis are caracter organic, fiind nevoie de majoritatea absolută pentru a trece de legislativ.